o variantă improvizată în caz de nevoie. N-aveți scule, nu suntem toți că avem scule și avem nu știu ce, putem face nu știu ce. În cazul ăsta, o să iau o cheie de flex, simplă, este o cheie pentru desfacerea discului, după cum se vede. Cheia asta o să folosesc pentru desfacerea discului de Andreas. Punem cheia, o fixăm. Facem ambreiajul. Încă un lucru să vă zic. Când puneți ambreiajul, de obicei încercați să-l gresați, în special rulumentul cu aci. În momentul cu aci puneți puțină vaselină în el. Cam așa. Să-l punem la loc. Tata, am pus fără curea. Curea o să pune cu secețiile în poziția de rotire a variatorului. Știu că mulți dintre voi n-au prese și nu știu ce și nu știu ce, am zis că pe timpul ăsta cu coronavirus și nu știu mai ce, am zis să-mi cu niște videouri ca să mai fie, să știm cu ce mai lucrăm. De data asta am zis că nu folosesc prese și nu știu ce, am zis să fie accesibil oricărui om, oricine vrea să schimbe ambreiaje sau arcul, să poate lucra simplu. Ok, e de la Flex. Iarăși, o să o fixez aici de data asta. Lista. De 17 de data asta. Deci am avut un șurub de 22. Am trecut. No. Uitați-vă cât este de simplu. Să nu exagerez. După rup filetul și... Dați un like, scrieți în comentarii, de obicei încerc să vă răspund la fiecare în parte, pe cât pot.